Avem aici un flan fotometru de la Sherwood, la care s-a solicitat instalarea unui controller care să îl facă conform cu cerințele CFR21. Acum, pentru pornire, pornim controllerul. Ceasul și îl sincronizează de pe Wi-Fi. Se conectează la Bluetooth și la Wi-Fi. Aici avem butonul de pornire. Mai întâi verifică să vadă dacă are imprimanta. Unor trebuie să repornim imprimanta. Da, s-a conectat. Acum, fără imprimantă nu pornește. Vă cere parola. O să punem un user cu care ne-am jucat acum noi. Ok. Fără user, evident că nu se poate porni. Și aici avem ce ne trebuie. Diluant, 4 pahare, soluție de curățare și cărtie la imprimantă. Pasul următor. Deschidem aerul. Acum vedem că avem presiune de 0. Crește. Ca să ajungă undeva între 0.5 și 0.9. Avem 0.66. Mergem la pasul următor. Ne uităm să vedem dacă avem vasul de rezidu conectat. Este conectat. Nu e plin. Mergem la pasul următor. Verificăm dacă tubul este plin cu apă. Avem aici un tub care, vedeți, trebuie să fie cu apă până acolo. Este, are apă în el. Așa cum e în poză. Ok. Mergem la pasul următor. Deschidem gazul. Mergem la pasul următor. Comutăm întrerupătorul pe on. Și ne uităm să vedem dacă pornește flacăra. Am pornit flacăra. Dăm next. Ne întreabă dacă flacăra e aprinsă. Este aprinsă. Flame on este aprins. Dăm da. Selectăm substanța. Avem cele trei substanțe, da? Am selectat natriu. Și acum punem într-un pahar circa 200 de ml de diluent și cântărim. Eu am folosit pahar de sticlă, normal trebuia de plastic. Am pus 214, puțin sub 220 trebuie. O să tragă cam 180 de mililitri și o să rămână foarte puțin în el. După care revenim și introducem greutatea. 214,75. Ok. Acum dăm la pasul următor și zice să introducem paharul. Am introdus paharul. Dăm pasul următor. Și el acum începe să tragă diluent. O să reglăm din blank, în așa fel încât să indice 0 aici. Acum indică 0, dar dacă nu era, de exemplu, o să dereglez eu, da? Vedeți? Vă arată că trebuie să învârtim de blank în așa fel încât să ajungem la 0. Rotim de blank, așa cum ne arată. Rotim până ajungem la 0. Ne uităm și pe ecran, trebuie să indice 0. În cazul de față va trebui să punem cu decimal. 0,2, 0,1, cam acolo. Asta.
și lăsăm 30 de minute ca să se calibreze pe blanc. Pentru că avem timp, acum să vă arăt ce modificări am făcut. S-a instalat un teu și un senzor de presiune, iar pe acest tub putem calibra indicația de presiune. Avem și manometrul ăsta, da? Și valoarea indicată aici poate fi calibrată. De asemenea, mai avem un comutator, nu știu dacă se vede, e montat undeva aici, în spate, sus. E un comutator care ne permite să simulăm tensiunea. Deci tensiunea care vine de aici către controller poate fi simulată, poate să vină dintr-un simulator, în așa fel încât să putem calibra pe simulator acest controller. Au trecut 30 de minute, scoatem standardul, diluantul, îl cântărim. Ok, am cântărit și acum introducem valoarea 120-25. O să ne ceară valoarea aici, deci introducem 120,25, greutatea finală. Pasul următor, în momentul ăsta el calculează debitul 3,15 ml pe minut. Numă normal e cam 2 ml pe minut, acum sunt 3, e ok. Este gata pentru măsurare, deci putem măsura. O să facem acum o calibrare. Pregătim standardele, 3, 6, 10. Standardele le setăm la setări. Avem standarde de calibrare, da? Și aici pentru fiecare substanță, alegem substanța și setăm care sunt punctele. Pentru potasiu, pentru sodiu, calciu, da? Deci dăm la recalibrare. Pasul următor, introducem standardul 3. Am inserat standardul 3 și acum ne cere să reglăm în așa fel încât să avem 10. Din curs nu e cazul. Acum este foarte aproape de 10, dar dacă era, să zicem, mai mare, cum e acum, ne spunea el ce trebuie să modificăm. Da? Ne spune că din curs, ne spune că din fin și reglăm până obținem aproape de 10. Deci reglăm. Trebuie să avem 10. Ok, mergem mai departe. Acum reglăm din fuel până obținem o valoare cât mai mare. Reglăm stânga-dreapta, da? Până obținem o valoare cât mai mare. 9,9 e maxim. Mergem la pasul următor. Reglăm din nou să obținem 10 aici. Ok, avem 10, așteptăm 4, 3, 2, ok, pasul următor, scoatem paharul. Am scos paharul, pasul următor, ne spune să așteptăm. Pasul următor, introducem
Diluentul. Pasul următor. Nu e cazul să reglăm, avem 0-1, 0-2. Reglăm din blanc. Acum mergem la pasul următor, scoatem paharul. Pasul următor, așteptăm 10 secunde. Introducem standardul 3, în cazul nostru 10 ppm. Dăm pasul următor. Trebuie să fie 10 aici. Ok, pasul următor. Scoatem paharul. Așteptăm 10 secunde. Pasul următor, introducem diluentul. Trebuie să avem 0. Pasul următor, scoatem diluentul. Așteptăm 10 secunde. Și acum putem să folosim aparatul pentru a calibra cele trei standarde, cele trei puncte. Nu trebuie să mai atingem niciun buton. Standardul 2 este cel de 6 ppm. Introducem. Iar acum se calibrează pe 6 ppm. Scoatem paharul. Pasul următor. Așteptăm 10 secunde. Introducem standardul 1, care este 3 ppm. Se calibrează pe 3 ppm acum. Scoatem paharul. Așteptăm 10 secunde. Și calibrarea este gata. Măsurare. Apăsăm. Măsurare. Ne cere să introducem proba și să o denumim. O să am scris 10 ppm. Ok. Introducem proba de 10 ppm. De fapt, ăsta e standardul. O să măsurăm standardul, să vedem că de 10. Pasul următor, așteptăm 20 secunde, timpul în care el prelevează din probă. Deja a printat. Este măsurătoarea numărul 2. Incrementează fiecare măsurătoare, are cât un număr.
ne spune să mergem la pasul următor și ne zice să scoatem paharul. Scoatem paharul. Pasul următor, acum ne spune să așteptăm 10 secunde, timp în care el trage aer, golește tubul. Pasul următor ne spune să punem diluentul. Ok. Și trage diluent 20 de secunde. A tras diluent. Putem pune altă probă. Altă probă. Introducem acum 6 ppm. Și scriem aici. Enter. Așteptăm să releveze proba. Vedem că la proba anterioară am măsurat 10.34 și prin calibrare a citit 10 de fapt, cu 0.62 de bar presiunea. Așa, acum mergem la pasul următor, zice să scoatem paharul. Pasul următor, o să ne spune să așteptăm 10 secunde să elibereze tubul. După care o să ne ceară să punem diluentul. Introduc diluentul. Ok. O să tragă diluent 20 de secunde și tot așa. Acum standardul de 3 ppm. Așteptăm. Cu 3 măsurători o să dăm acum finalizare. Ne-am scos raportul pe hârtie. Toate datele se duc și în calculator. Avem aici în cloud. Putem să vedem, selectăm aparatul. Aici Audi Trail-ul. Aici sunt măsurătorile. Putem deschide raportul și îl putem printa în PDF. Avem, putem printa și calibrarea. Iar butonul ăsta de aici, să zicem că vrem să reprintăm calibrarea asta, îi dăm comandă și mergem la aparat și intrăm la setări. Avem aici recepție comenzi de la server și imediat o să primească comanda și să o trimită la imprimantă. Am printat calibrarea. Avem și buton de ultima calibrare, unde sunt toți parametrii măsurați în timpul calibrării, cine a făcut calibrarea, data, când expiră și, evident, putem reprinta calibrarea. Aici avem setările. Presiuni, toleranțe. De exemplu, aici la presiune minim ar trebui să fie un 0,5 și maxim 0,9. Aici sunt textele care apar pe bon. Aici sunt valorile de rețea. Alte setări. Aici dacă vrem să folosim cloud-ul. Aici avem dacă folosim imprimanta, cardul SD. Toate datele sunt salvate și pe cardul SD intern. Există un card în
controller și cam atât despre seturi. Pentru oprire, apăsăm oprire, ne cere diluentul. Deja a printat, începem oprirea. Spune să așteptăm timp de un minut. A trecut un minut, scoatem paharul. Next. Și acum ne cere să închidem gazul. Închidem gazul. Așa. Ne uităm la flacără. O să consume, s-a stins și flame. Ne mai cere să, după ce se stinge flacăra, să stingem aparatul. Ok. Închidem aerul. Și închidem controlul. Cam asta este tot.